Salutare, dragi prieteni ai naturii! Astăzi am ieșit iarăși prin pădure. 9 mai și încă mai sunt acești minunați zbârciogi. Și se pare că și pleurotusul a început să își intre în drepturi. Deși, da, pleurotusul. E cam deshidratat din ce văd. Pe aici unde suntem nu prea a plouat. Deși în restul țării a plouat. Arată bine. O să-l tăiem imediat. Îl punem în coșuleț. Cred că e pleurotus, deși nu prea seamănă cu pleurotus. O să-l identificăm imediat și vedem exact. Am adunat un picuț și avem și cartea cu noi, bineînțeles. Ghidul nu trebuie să lipsească nimănui, să nu le cărăm degeaba cu noi. Am luat și ghidul și le-am și găsit. Nu e pleurotus, deși seamănă. Sunt mai minunate ca pleurotusul. Sunt aceste ciupercuțe care sunt cu efecte medicinale și fără nicio restricție la consum. Neolentinus ciatiformis. Noi zicem că acestea sunt, după ce am citit și toată descrierea, am ajuns la concluzia că acestea sunt. Oricum o să le mai verificăm și acasă, unde vom pune și expertul la treabă. Dar în principiu astea sunt. Sunt minunate. Trebuie luate doar în stare tânără. Acestea sunt fragede. Și am lăsat unele aici, micuțe, pentru cine mai trece, să mai rămână ceva și pentru ei. Se vor face mare în câteva zile. Sunt fragede și acestea, dar sunt micuțe și nu are sens să le stricăm. Minunat! Vom mai cere și părerea pe grup, atunci când nu suntem 100% siguri, este bine să cerem și alte păreri. Dar în principiu eu zic că acesta este. Ajungem acasă și le controlăm și cu specialistul. Până atunci ne continuăm drumul.
Am ajuns la cărticică prieten și după ce am studiat, într-adevăr, este această ciupercă foarte, foarte bună ca și proprietăți, fiind și medicinală și în același timp fiind și comestibilă fără niciun fel de restricție. Neolontinus. Din păcate nu am mai auzit de ea, nu are nicio denumire populară în carte, după cum văd. Nu este chiar așa ușor de găsit. Dar totul este în regulă. Ne-am uitat un pic și la cum arată, cu ce se poate confunda, totul este în regulă și avem aici și expertul, care a venit cu un expert mai mic, un șoarece. Expertule, cum e? Hei! Ia zi! E bună sau nu e bună? Ia zi, e bună sau nu e bună? Expertul zice că este foarte bună. Șoarecele ăsta aici, ce faci cu el? Ce faci cu șoricelul ăla? Ia zi, cum sunt ciupercuțele astea? Sunt comestibile? Ia, expertule! Ia zi! Da, e bună? Deci totul este în regulă, prieten. O să facem o tocăniță. Expertul se pare că este foarte atras de ciupercuță. Și și-a adus și un prieten aici, după cum se vede. Ia-ți prietenul de aici. Bine, prieteni, și nu uitați să culegeți doar ciupercile pe care sunteți 100% siguri că sunt comestibile. Restul este bine să nu le consumați. Toate cele bune, prieteni, până data viitoare, să ne reauzim cu bine.